nuvolo, a proprio non è così. Ho avuto sempre un giusto da noi, aggiungere esattamente. O filmare da che giorno hai mica posso ti amare che tu fai. Thank you.
Thank you.
datorie a avut de cântărit mult până a hotărât. Încă o dată ne cerem scuze pentru întârziere. Bun venit așadar la Gala Absolvenților Promoția Licență 2015. Vă mulțumim foarte mult că ați ales în această seară să fiți martori a evenimentului ce încheie în sărbătoare, poate cea mai frumoasă etapă a devenirii unui tânăr. Nu-i așa? Să vedem de acum. Pentru a deschide însă cum se cuvine această gală, cred că am putea cu toții să ne ridicăm în picioare și să cântăm Gaudeamus. Ne ajută regia? Care ați dorit să-i țintiți cu anunțul că vă pot vedea, că pot vedea această gală pe www.unatc.ro, unde se transmite în direct. Deci, profitați de mine. Profitați de moment și anunțați-l, pentru că anul ăsta este prima oară când s-a întâmplat acest lucru, și anume faptul că o serie de spectacole și gala de la Maserat și gala aceasta de la licență sunt transmise direct pe internet. Îl invit acum în scenă pe domnul decan, domnul conferențiar universitar dr. Paul Chiribuță, să vă spună câteva cuvinte. Bună seara! Și iată-ne la capătul unui ciclu de 3 ani. Vă mulțumesc că sunteți aici, viitori colegi, invitați și toți ceilalți care iubiți școala și teatru. Iată-ne, cum spuneam, la capătul unui drum de 3 ani, scurt, poate, dar vă asigur că a fost un drum interesant,
în care o promoție, o nouă promoție a școlii a evoluat, aș spune eu, și a atins niște performanțe pe care cei care au văzut această perioadă și spectacolele din gală s-au putut convinge. Cred că suntem în fața unei promoții bune. Noi ne lăudăm întotdeauna studenții. Dar de data asta cred că nu greșesc când spun și afirm lucrul acesta. Suntem în fața unei generații foarte bune, o generație pe care o așteptăm în câțiva ani să evolueze. O generație care, începând din această clipă, se autogestionează, au scăpat de noi, de profesori, de cicăleri, de indicații. Deci își vor lua soarta în propriile mâini, atât cea artistică, cât și cea umană, evident. Noi le stăm la dispoziție și pe mai departe, cu sfaturi și cu atenția noastră, îi vom urmări cu gândul, sperăm să-i putem ajuta cu concentrarea energiei noastre pozitive în tot ceea ce fac și să aducă satisfacții atât profesorilor lor, cât și acestei școli pe care o respectăm, acestei școli care a dat de-a lungul timpului tot ce admirăm și tot ce aplaudăm astăzi pe scena teatrului și filmului românesc. Încă o dată le doresc mult noroc, multă baftă, cu toate că piața muncii nu-i așteaptă chiar cu brațele deschise, dar să sperăm că spiritul lor de antreprinzător va funcționa mai bine și să sperăm că noi vom reuși să convingem autoritățile de necesitatea ca teatrele să-și redeschidă porțile pentru aceste promoții interesante pe care noi ne chinuim aici să le facem cât mai bine. Vă mulțumesc și vă doresc o seară minunată și tuturor absolvenților noștri mult, mult noroc! Pentru că ne-am dat ocazia să ne prezentăm în fața dumneavoastră încă o dată în haine de sărbătoare, am să vă rog să-mi permiteți să vi prezint pe toți cei responsabili în ordinea culpabilității. Și atunci cred că se cade, nu-i așa, să începem cu domnii profesori. Pentru că ne-au dat ocazia să ne... pentru că au transpus în fapte la unei generații. Pentru că i-au investit cu nesfârșită încredere. Pentru că le-au vegheat timp de 3 ani căutările și găsirile. Permiteți-mi să le mulțumesc așadar domnilor profesori care au adus studenții promoției 2015 în ipostaza de a fi astăzi proaspăt absolvenți. Mulțumim apoi colectivului UNATC, care are grijă din birouri și din spatele scenei, ca rezultatele școlii noastre să frizeze performanța și armonia. Apoi le mulțumesc colegilor mele de la Departamentul Studii Teatrale, care au trudit pentru ca evenimentul să se ridice la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Pentru că ne-au sprijinit și sfătuit de bine de parcursul acelor 21 de zile de sărbătoare, îi mulțumim domnului rector, profesor universitar dr. Adrian Titieni, domnului decan, conferențiar universitar dr. Paul Chiribuță, domnului director administrativ Emil Bane, doamnelor profesor universitar dr. Ludmila Patranjoglu și doamnei conferențiar universitar dr. Carmen Stanciu. Vă mulțumesc apoi vouă, studenților noștri frumoși și talentați de la secțiile actorie, regie, păpuși marionete, coregrafie, scenografie și teatrologie, pe care îi sărbătorim astăzi și care în ultimele 11 zile au încercat din răsputeri să strălucească în fața dumneavoastră, pe scenă și în spate. Le mulțumim apoi foarte mult membrilor juriului care au acceptat să le cântărească deopotrivă meritele și emoțiile. Pentru actorie avem. Îi mulțumim foarte mult doamnei Gabriela Dameșteanu, scriitor. Regizor.
coreografie a fost alcătuit din doamna profesoară Maria Dărnescu, critic de teatru. Domnul Alexandru Darie, regizor. La coreografie, juriul a fost alcătuit din doamna Liana Tugiaru, critic de artă. Domnul Irina Ionescu, teatrolog. Domnul Dumitru Avartian, critic de artă. Teologie, management cultural, jurnalist teatral a fost conferit de profesorii Departamentului Studii Teatrale. Și acum am să vă rog foarte mult să-mi permiteți, în sfârșit, să vi prezint pe sărbătoriții noștri în ordinea din catalog. Am și rugat-o foarte mult pe doamna conferențiară universitară dr. Liliana Iorgulescu să vină în scenă pentru a citi catalogul secției coreografie. Absolvenții Departamentului de Creație Coreografică. Bejan Diana. Iosu Cezara Andreea. Constantin Ema Ana Maria. Dragomir Saluca Ioana. Calian Doria Maria. Matei Dana Maria. Calian Răzvan Alexandru. Păpuși marionete, îl invităm în scenă pe domnul conferențial universitar doctor Ioan Dragnea. Băceanu Bogdan.
Și să fie ultima dată când mă scrie cineva pe numele familiei mea. Mihai Adela. Moroșanu, Silvia Nicoleta. Porocnicu, Alexandra. Strâmbanu, Luminița. Seamă, Alina Cristina. Trifan, Robert, da? Și Domnul Ionela Ramon. De absolvire, un mesaj gând pentru absolvenți, nu numai pentru ai noștri, dar și pentru dumneavoastră, și care sună așa. Pe scara vieții, atât în momentele de încercare, cât și în cele de bucurie, să vă fie sprijin cuvintele Sfântului Ioan Scăraru.
Arma mai tare în cer și pe pământ nu avem ca numele lui Dumnezeu. Și dacă vă întrebați de ce, foarte mulți critici de teatru spun că cei care nu găsesc pe Dumnezeu în biserică îl găsesc la teatru. Seara frumoasă! Câte iluzii, cât de repede au trecut cei 3 ani. Și mă întreb ce se va întâmpla mai departe cu fiecare dintre voi, câtă lume va mai avea grijă de voi, vă va ocroti, va încerca să vă deschidă niște drumuri și niște porți. Și pun această întrebare cu atât mai mult cu cât, iată, din 2 iunie, și până astăzi, sunt 20 de zile în care odată cu gala masterului și încheiem acum cu gala licenței, cine a avut bunăvoință să urmărească, a văzut ce se întâmplă în această școală. Ăsta este momentul de bilanț. Produsele
acestei facultăți de teatru au fost în aceste 20 de zile. Arta actorului, regie, scenografie, coreografie, păpuși. Fabrica noastră asta face. M-a surprins faptul că timp de 20 de zile n-am văzut pe niciunul din revoluționarii și reformatorii care vor să schimbe, să vadă ce se întâmplă, ca să poată să știe de unde să înceapă să schimbe. Vedem produsele acestei fabrici și dacă tot avem de gând să o dărâmăm, să facem un mall în locul ei, cum se poartă, măcar să știm de unde. N-a fost bine. În schimb, deversăm tone de cuvinte și de fraze despre cum trebuie reformată școala. Eu cred că și în acest an și în acest final, master, licență, am păstrat tradiția și, ca să zic așa, buna imagine a școlii și acești minunați copii pe care i-ați văzut au dus mai departe gândul frumos și ceea ce se întâmplă cu adevărat bine și bun în această școală. Eu n-am decât să le urez mult noroc, multă baftă și cât mai repede să ne întâlnim la filmări, la repetiții, la televiziune. Să facem un exercițiu și să nu se supere, cum să spun, studenții, copiii mei, chiar dacă sunt apostrofa care spun așa, ei tot copiii mei vor rămâne. Aș vrea să stric catalogul, dar să nu aplaudați în timp ce îi stric, pentru că n-aș vrea să le acoperim numele cu aplauze. Rezervați aplauzele pentru final, când va fi, bănuiesc, o basculantă de aplauze. Important este, vă spun ce se întâmplă, important este să facem acest exercițiu. De ce? Pentru că e mai important să încercați să le rețineți numele acum și poate să redescoperiți numele ăsta și figura uneia dintre ei, a câtor mai mulți, de fapt, peste niște ani de zile, când vor juca roluri principale, când vor reprezenta teatru și filmul românesc cu cinste. E un exercițiu. Mă interesează să vă fixați pe retină pe fiecare dintre ei. Și la sfârșit aplaudăm în demenț. Deci, Alexandra Băcăoană. Una vorbit și alta acum. Vlad Bălan. Dacă vreți să chiuiți, puteți chiui, dar nu aplaudați. Emanuel Becheru. Puteți. Vlad Bânzoi. Nu e? Bânzoiu. O să vă ajung el Bânzoi, că o să fie mai ușor de zicurit. Și papir pagubă, a terminat papir pagubă și a ajuns la tur, după aceea. George Burcea. Iulian Burciu. Flaviu Scălin. Oana Cârciumaru. Șervan Chizu. Cristina Cociș. Tata Cristinei mi-a fost student acum 25 ani. Ca să vedeți cum vine acolo, dar nu este timp. Pe cine am uitat? Pe cine am uitat? Da. Lucian Bârsan. Thank you.
Cristina Constantinescu. Andra Cotofană. Iulian Cuza. Doris Dănăilă. Laurențiu Dragan. Oana Dragne. Ianca Dragomir. Gheorghe Stimie. Hai mai repede, să te facă lumea. Bogdan Florea. Ionuț Gheorghiu și Adrian. Vanessa Gădei. Diana Grigoroșcuță. Vlad Ianuș. Hai, Vlad. Ana Maria Ivan. Cristian Jigman. Vlad Jinga. Cristina Juncu. Diana Lazar. Victor Ivan Santo Espiritul Lopez. Lopez Espiritul Santo. Lopez. Gabriel Mansur. Silvana Mihai. Mihai Mitrea. Maria Mitu. Katinka Nistor. Daniel Nuță. Vasile Onica. Teodora Păcurar. Clara Popadiuc. Unde e fac? Unde e fac? Mă ne-a rute, mă nu te... Iulia Poptean. Andrei Radu. Ioana Rugăreanu. Teodora Sandu. Hai, Teodora, hai să te vadă lumea. Irina Ștefan. Valeria Stoian. Hai, spune-a. Victor Țăpeanu. Veliko Velikov. Anca Vlad. Unde ești acum? Hai. Mihnea Vlădescu. E de Băilești. Și Alexandru Voicu.
Ștefan, felicitări tinerilor absolvenți. Și acum a sosit momentul mult așteptat al serii, decernarea premiilor gale absolvenților licență, promoția 2015. Propun să începem cu premiile pentru specializarea teatrologie, management cultural și jurnalist teatral. O poftim în scenă pe doamna profesoră asociată dr. Maria Dărnescu. Premiul pentru teatrologie, management cultural și jurnalism teatral se acordă anul acesta din partea profesorilor departamentului studii teatrale, excel. Două absolvente sunt poftite în scenă pentru remarcabilele, și credeți-mă, nu este un cuvânt mare, remarcabila lor activitate jurnalistică din acești 3 ani de facultate. Este vorba de Lavinia Șerban și Oana Hoxha. Ce înseamnă spiritul competitiv și am legat prietenii și am învățat ce înseamnă să ne iubim unul pe celălalt. Pentru a mâna premiul pentru coreografie, o să-l poftim în scenă pe domnul Dumitru Avachian. Pentru mine și o onoare să ofer aceste distincții. Vreau să spun că ele au fost conferite în unanimitate de cei 3 membri ai juriului. Nu au fost departajări și poziții diferite. E un lucru foarte important și au fost într-adevăr creații coreografice pe care aș dori să le revăd pe scenele noastre de bucureștene și nu numai. Sunt tineri care au idei, care elaborează, care construiesc, care comunică. Lucrul acesta mi se pare foarte important pentru că ceea ce urmează, așteptările în ceea ce îi privește, sunt și acestea importante. Este vorba de premiul pentru concept și creație coreografică, acordat ex aequo, a fost foarte greu să creăm departajări și ierarhizări. Pentru Răzvan Stoian,
lansare era Luca Dragomir. Specială. Repet, toți cei trei membri ai juriului au căzut cu gândul pe aceste nominalizări și a fost imposibil să lăsăm deoparte, iată, această mențiune specială pentru domnișoara Emma Constantin. Celui care este deja prezent pe scenă, lui Răzvan Stoian. Profesor Sergiu Anghel, care din păcate nu este aici, și colegilor mele care au fost alături de mine și întregului staff. Eu vreau să mulțumesc doamnei profesoare, care m-a crescut în cei 3 ani, colegilor mele și în special familiei. Vorbesc în numele tuturor. Vreau să vă mulțumim pentru acești 3 ani frumoși. Mulțumesc echipei, care am dat, colegilor. Dacă toată lumea din facultate a văzut măcar o dată, o oră sau un spectacol la secția de păpuși. Înainte veneau, participau, e adevărat că dumneavoastră aveți niște programe foarte încărcate, munciți foarte mult, v-am aplaudat foarte mult, sunteți talentați. Și se cunoaște că vă depuneți sufletul și talentul și dăruirea. Dar vă spun că sunt pasionante păpușile. Ce să vă spun? La început, te uiți, o păpușă care se mișcă, e adevărat. Dar, pe urmă, trebuie să-i descoperiți secretul de a se mișca, de a fi personală,
de a avea suflet, de a influența, de a căpăta sentimente și de a da sentimente ca să poată primi și să pornească mai departe. Este o chimie foarte ciudată între păpușa care, mă rog, e din cârpe, din materiale, și omul care îi dăruiește suflet. De aceea, eu zic că, nu acum e târziu pentru noastră, dar dacă vedeți ce vor realiza colegii de la păpușă, să vedeți că o să vă impresioneze. Și tu, eu am avut, când am fost studentă și am terminat actoria, am rămas la teatru de păpuși. Din cunoștințele mele au venit actori, actrițe de la Teatrul Național din București și s-au îndrăgostit de păpuși și s-au mutat și au rămas la păpuși alături de păpușari. Așa că niciodată timpul nu-i pierdut și vă doresc să aveți multe succese. Dar până un alt. Deci, Gala Absolvenților MADC 2015, licență. Specializare, actorie, păpuși, marionete. Promoția 2015, păpuși și marionete, și-a demonstrat spectacolul, talentul spectacolului Visul unei nopți de vară de Shakespeare, în regia profesorului universitar, dr. Cristian Pepino. Dintre cei 8 absolvenți, s-au evidențiat cei care primesc pe cel mai bun actor premiu într-un spectacol de păpuși marionete. Deci, prim, Adela Mihai, pentru rolul Chris. Luminița Strâmbeanu pentru rolul Elena. Nu era lipsit de interes, însă, așa cum și la actorie, și la balet, și peste tot, pasiunea, sufletul dăruit și cantitatea de suflet care îl depui se cunoaște și rezultatele se văd și la primirea premiilor. Eu le doresc sănătate, succese și să fie aplaudați de colegii lor actori. Care, din păcate, nu este aici în cauza unor probleme de sănătate, și domnului Ionuț Branco. Mulțumesc! Și celor profesori și colegii mei. Solicitat în jurii la Gala Absolvenților, ceea ce mă onorează.
În același timp, face o deosebită plăcere să descoper câte talente sunt în școală. Împreună cu Maria Zărnescu și Alexandru Darie, am făcut alegerea câștigătorilor de la scenografie, regie și cel mai bun actor și actriță în spectacolele de regie. Misiune dificilă. Sper că n-am greșit când am ales. Premiul pentru cel mai bun proiect scenografic, deci nu spectacol realizat, Alina Petrovski pentru proiectul Unchiul Vania de Cehov. Scenografie dintr-un spectacol de regie, Răzvan Bordoș pentru scenografie. Și să nu mai amân. Și evident doamnei Ștefania Cenean, care m-a susținut din toate punctele de vedere și nu în ultimul rând celor de acasă care mi-au fost alături și mi-au fost alături trup și suflet în orice moment în care am avut nevoie de ei. Și vă mulțumesc și vouă că sunteți aici și puteți să mă aplaudați. Premiu pentru cea mai bună regie, Mădălin Hâncu. Am auzit.
Mulțumesc foarte mult, domnul Soare. A fost o super experiență. Și colegii mei de la regie, cred că sunt de acord cu asta, și colegii de la actorie, cred că sunt de acord cu asta. Adevăr, Răzvan nu e aici, vreau să-i mulțumesc foarte mult și o să-i mulțumesc foarte mult. Îi datorez o sticlă de gelină. Nu, da. Însă ce am creat cu el și experiența cu el și toate aventurile astea pe care le-am făcut de la proiect pe hârtie la proiectul de pe scenă, a fost ceva ce am osorit. Și chiar mă bucur că și sper că se va repeta experiența asta. Și aș vrea să mulțumesc oamenilor care au influențat inevitabil parcursul spectacolului. Și aici mă refer la profesori care au venit și care mi-au dat feedback, mă refer la prieteni și cred că depinde spectacolul final, depinde foarte mult de ei. Bun. Se pare că am misiunea din ce în ce mai greu. Dar după reacțiile voastre, se pare că n-am greșit. No. Aici. Așa, acum cele două premii de cea mai bună actriță și cel mai bun actor în un spectacol de regie. Cea mai bună actriță, Iulia Popean, pentru rolul Tiana. Cea mai bună actor pentru un rol, lui Alexandru Voicu, pentru... în distribuție și era singurul băiat și a fost groaznic, îmi pare rău, Horatiu, îmi pare foarte rău. Doamnei Ludmila, care odată cu acest proiect am descoperit un profesor incredibil și o femeie extraordinară, cu forță minunată și wow. Și colegilor mele, cu care am lucrat și le-am dat acolo cu capul de și mâine așa și până la urmă a ieșit și mulțumesc! Și eu vreau să mulțumesc tuturor profesorilor, doamnei profesoară, colegilor cu care am lucrat, regizorilor cu care am lucrat și vouă. Și ce pot să zic? Ne vedem pe scenă, doamne ajută! Avem mai multe premii pentru factorul, așa că cine ajunge manifestat dorința să fim pe scenă toți, de fapt. La unii sunt mai neobișnuiți cu scena, sunt obișnuiți să se uite la noi din public.
E vorba de doamna Alice Georgescu și doamna Gabriela Adamășteanu. Și... eu una vă mulțumesc. Vă mulțumesc în nume personal. Pentru că dacă mă țin după mari actori, după cei consacrați, atunci când îmi privesc înainte, atunci când văd și văd foarte des spectacole ale tinerilor actori, foarte tineri actori, voi mă împingeți mai departe să mă reinventez, să nu mă obișnuiesc cu ce fac și să mă țin în a fi cinstită în această meserie. Iuri Kordonski spunea odată, dacă faci cinstit această meserie, aceea de actor, ai privilegiul să trăiești mai multe vieți. Am văzut asta de-a lungul Galei și de aia a fost foarte greu și de-aia a durat atât să ne ieșim în microfon. Să ne hotărâm, să facem o oarecare de partajare, pentru că am văzut foarte mulți actori care se investesc peste măsură în scenă, care au o paletă foarte largă de abilități și pentru asta mi-am permis să încălcăm regulile jocului. Așa că am spart granița dintre secundar și principal și atunci vom acorda premii pentru prestația în cadrul Galei, pentru niște actori. Ne-am permis de asemenea, pentru că nu avem destule premii, să facem niște nominalizări. Ca voi să știți că noi v-am văzut, că ne-a plăcut, că ne-ați mișcat și credem că e important ce faceți și că vă vom mai urmări. Așa încât... Ziceți ceva? Zici ceva! Domnul Alex Măzgăreanu. Regizor! Eu vreau doar să vă împărtășesc un gând. La un moment dat, cineva a spus că e important să aveți noroc ca, după ce terminați, să dați de oameni care să aibă grijă de voi. Și concluzia mea, în anii ăștia de când am terminat, este că cei care trebuie să aibă grijă de voi, sunteți tot voi și cred că împreună puteți realiza lucruri minunate și cred că ăsta e cel mai important lucru. Atenție, nominalizări. Astea sunt nominalizări. Pentru cel mai bun actor. Nu precizăm principal sau secundar, pentru că cei mai mulți au avut și roluri principale și roluri secundare în cadrul Galei, așa că cel mai bun actor, nominalizări. Bogdan Florea. Alexandru Voicu. Andrei Radu. Vlad Bălan. Iulian Cuza. Emanuel Becheru. Șerban Hicu. Mihai Mitre. Și deja trecem la premii la actori. Iată primul. Da, domnul regizor. Na, sigur, actrița nu poate fără text. Mi s-a dat acum textul. Este că avem 3 premii pentru cel mai bun actor
pentru întreaga prestație în cadrul galei. Iată primul. Pentru rolurile Sebastian Vatlan Sertobi, Andrei Radu. Mulțumesc mult de tot și mulțumesc colegilor pentru toată susținerea, pentru că mulțumesc mult, vă iubesc. Am să vorbesc puțin mai mult tura asta. Știu că în acești 3 ani am fost foarte călător de la o clasă la alta, de la un profesor la altul, și că m-a atras foarte mult oamenii și nu metoda. Sunt genul de om care gândește cu inima și nu cu capul. Și știu că o să-mi iau tare în barbă la un moment dat din cauza asta, dar pe mine m-a ajutat cel puțin în facultate. Vreau să le mulțumesc tuturor profesorilor, chiar dacă să... Nu am lucrat împreună, dar vreau să vă asigur că am furat de la fiecare câte ceva, cu siguranță. Vreau să-i mulțumesc doamnei profesoare, Andreea Vulpe, pentru că mi-a mânat împreună cu Cristina și Silvana și cu Vlad, știu, spre acest proiect. Vreau să-i mulțumesc domnului profesor Doroana, că a avut încredere în noi ca studenți și ca echipă. Vreau să-i mulțumesc domnului profesor Paul Chiribuță, că a acceptat să lucrăm așa de dispersați, ca să zic așa, și într-un fel și dumnealui a avut o încredere foarte mare. Vreau să vă mulțumesc vouă, colegi, profesori și prieteni. Mulțumesc mult! Multe persoane la care trebuie să mulțumim, pentru că este o muncă de echipă. E premiu pentru cel mai bun actor, dar e un premiu pe care nu l-aș fi primit dacă nu era pentru colegii mei, pentru fiecare om cu care am petrecut ultimele luni în acest palat, cu care am respirat fiecare
centimetru cub de aer și mulțumesc domnului profesor Paul Chiribuță pentru încrederea pe care mi-a acordat-o de fiecare dată, deși n-am meritat-o, pentru subiectivitatea cu care mi-a condus pe fiecare, pentru că am ajuns să înțelegem că dacă nu e o victorie, nu e o victorie și atunci trebuie să mergem mai departe. Mulțumesc domnului Mihai Constantin, care nu este aici, din păcate, și care ne-a susținut în proiectul la 12-a noapte, alături de Andrei Runcanu și Corina Moise. Și mulțumesc vouă, colegilor mei. Cristina Juncu, Cornelia Daiana Păturan, Patrica Maria Nistor, Irina Ștefan, Clara Popaduc, Iulia Popcan, Silvana Mihai și Maria Nistor. Premiul pentru întreaga prestație artistică în cadrul galei, cea mai bună actriță, pentru rolurile Viola, Margaret, doamna Pontaniac, Cristina Juncu. Silvana Mihai. Și pentru rolul Diana, Teodora Daiana Păcura. Aerul din palatul ăsta în lunile astea. Vreau să mulțumesc familiei mele care n-a vrut să mă fac actriță și tocmai de asta am vrut să mă fac. Vreau să mulțumesc mamei mele care a știut să facă atât de bine diferența dintre mamă și regizor. Vreau să mulțumesc juriului pentru încredere, domnului Paul Chiribuță pentru acești 3 ani în care am învățat cum să fac față în meseria asta, tuturor oamenilor cu care am lucrat și de la regie, mulțumesc Silvia, și vreau să mulțumesc lui Mihai Constantin, lui Andrei Runcanu și Corinei Moise, pentru că m-au învățat ce înseamnă să fii cu adevărat liber pe scenă.
Mulțumesc frumos! Vreau să le mulțumesc părinților mei, care m-au hrănit, spălat, îmbrăcat, pentru că sunt din Botoșani. Cred că premiile, cel puțin așa înțeleg eu, premiile sunt pentru... O să plâng. Sunt pentru oamenii care nu au încredere. Un fel de confirmare sau nu știu chestiile astea. Așa că mulțumesc. Sunt emotivă, dar pot să vorbesc, ok? Vreau să le mulțumesc profesorilor mei, domnului Alexandru Jita, pe care... profesor Mircea Rusu, pe care l-am înjurat de foarte multe ori, dar pe care îl respect foarte mult. Domnului Paul Chiripuță, doamnei profesoară Ludmila Secheli, pe care o iubesc și care a avut cumva încredere în mine din moment ce am putut să joc o fată pe topuri și sexy la regie, ceea ce nu... doamnei profesoare Andreea Vulpe, așa pe care o văd, mulțumesc pentru încredere și răbdare. Lui Alexandru Voicu, Cristinei Juncu și lui Vlad Bălan pentru că m-au suportat tot acest timp. Și tuturor colegilor mei, cei cu care am lucrat și cu care nu am lucrat. Sper că nu am uitat pe nimeni, dar oricum, mulțumesc. Vreau să mulțumesc foarte mult familiei mele care a venit tocmai de la Sovata și de la Târgu Mureș și eu vin din Sovata. Să mulțumesc tatălui meu. Vreau să mulțumesc din suflet profesorilor mei de la grupă, domnul Ștefan Veliciu și domnul Pui Șerban, din suflet. Colegilor mei minunat. Domnului Coroana, doamna Maria Nistă, doamne Iubia, doamne Zărnaț, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru încredere și lui Mădălin și Irina Isfătescu de la regie că au avut încredere în mine. Și vă mulțumesc tuturor profesorilor din această școală, mulțumesc școlii, mulțumesc domnul Chevorchean, mulțumesc pentru tot ce am învățat aici, pentru ce sunt sigură că și viitoarele generații vor învăța. Mulțumesc frumos! Isus! Domnișoare, Haluma Gherfani! Excelsior oferă două primii și o să ne vină după găzdarul să le cerească. Da, vreau să... ce obțin eu asta am gândit în momentul în care am luat decizia ca director al Teatrului Excelsior să acord aceste două primii. Sunt foarte puține, ar trebui să vă acord tuturor. Mi-ați plăcut foarte mult toți. Sunteți minunați toți, dar ținând cont de programul pe care Teatrul Excelsior
l-are pe stagiunea 2015-2016. Am vrea să, chiar dacă nu putem să angajăm, facem anumite... Dar poate dumneata? Eu da. Și vrem să primim în trupa Teatrului Excelsior doi absolvenți de anul acesta. Doi îi avem deja colaboratori, pe Alex Voicu și pe Silvana Mihai. Și cei doi care, dacă și ei doresc, bineînțeles, să intre în trupa Teatrului Excelsior, sunt Bogdan Florea. Teatrul de comedie are un program care se numește Comedia ține la tineri, inițiat de directorul său George Mihăiță. George Mihăiță se află acum la Londra într-un turneu cu Marcel Iureș, dar a văzut această gală cu ochii mei. Așa încât, fiind reprezentantul său, am decis, cu acordul domnului director, să acordăm două premii. Ele se intitulează Tânără Speranță în Comedie. Sigur că am și niște diplome. Și cei doi actori pe care îi voi numi sunt, prin acest premiu, invitați în toamnă la o întâlnire cu directorul George Mihăiță și cu Consiliul Artistic al Teatrului pentru o colaborare în stagiunea care se deschide în toamna ce vine. Așa încât Gala Absolvenților UNATC 2015, Teatrul de Comedie acordă premiul Tânără Speranță în Comedie pentru actorul Vlad Bălan. Teatrul de Comedie acordă premiul Tânără Speranță în Comedie pentru actrița Catinca Maria Nistor. Bună seara!
Mamă, ce mă bucur că m-am gândit să-mi iau cămașa cu rău. Să arăt și eu într-un fel prezentabil. Vreau să mulțumesc în primul rând colegilor. Ne-a spus domnul Doroana în anul întâi o vorbă pe care am reținut-o. Și pe măsură ce a trecut timpul, mi-am dat seama cât de adevărată poate să fie. Și e o vorbă a actorului Octavian Cotescu și sună cam așa. Actor mare nu te fac nici premiile, nici criticii, nici publicul. Actor mare te fac colegii tăi. Așa că mulțumesc mult colegilor mei și mulțumesc mult profesorilor mei. A fost o onoare și vă mulțumesc tuturor. Și doamna Andreea Pintă, mulțumesc UNATC, am venit puțin mai târziu, dar v-am prins din urmă. Mulțumesc domnul Paul Chiribuță, mulțumesc Mihai Constantin. Mulțumesc familiei mele, atât părinților, cât și oamenilor care locuiesc în sufletul meu și care știu exact cine sunt. Mai sunt două premii și suntem trei. Deci, Dorina, eu spun așa. Premiul special al jurului se acordă? Da, avem un premiu special. Premiul special al jurului se acordă spectacolului Iluzii. Iluzii. Succes, e din monologe, ne așteptăm să fie, să prindă mult mai greu, dar vă mulțumim enorm, enorm pentru încrederea asta. Mulțumim de mulțumim, Andreea Bucă, mulțumim de mulțumim. Mai avem un premiu de acordat și pentru că este pentru cel mai bun spectacol, am să-l las pe regizorul Alex Măzdăreanu să-l acorde. Mulțumesc că m-ai lăsat. Mi-ai acordat această șansă. Premiul pentru cel mai bun, premiul pentru cel mai bun spectacol se acordă echipei ambelor distribuții, pentru că e vorba de un spectacol care a avut două distribuții. Și este vorba de cine e faza?
Eu sunt de papazan. Să fac și acum să-i mulțumesc juriului pentru, serios, pentru ochii care ne-au dat încrederea asta, care ne-au, care au văzut exact așa cum m-am rușinat să vedem spectacolul în plin. Și vreau să-i mulțumim într-adevăr că nu am menționat și scenografii noastre, care merită din plin, și Lidia Vișenescu și Ioana Ungureanu, în special. Și pe Andreea Radu. Și Alina. Și Alina. Și coordonatorului nostru de an, domnului profesor Doruana. Conferențiar universitar Paul Chiribuță și asistent. Doctor Paul Chiribuță și asistentul dânsului. Deci, conform tradiției, și rectorul și decanul au dreptul să acorde un premiu. Premiul pe care decanul acordă anul acesta se adresează unei tinere care a tineră actrițe care a avut o evoluție foarte interesantă și trebuie să vă mărturisesc că m-a impresionat în ultimele două spectacole pe care le-am văzut la regie. Ea se cheamă Teodora Sandu. Pentru, nu știu, tot ce ne înconjoară, lume, viață,
Și în ultimul rând, azi e ziua iubirii mele, Davuțean. Scenă pe domnul prorector să ne facă această onoare. Prorector, nu antirector. Eu țin locul domnului rector. Aș vrea totuși să spun ceva și din partea mea. În urmă cu 3 ani, la deschiderea anului universitar, cu 3 ani eram decan, dar nu purtam papion. Dar e adevărat că nu purtam nici salopetă. Și acum 3 ani au fost invitați la deschiderea anului universitar o trupă de elevi care făcuseră un spectacol extraordinar care nu l-a văzut. Unii dintre ei au fost astăzi pe scenă. Sunt convins că acum sunt mulți elevi, actori în nenumăratele trupe de elevi care sunt active acum în țară. E cel mai, după părerea mea, cel mai important fenomen care se întâmplă în teatrul actual și anume această bucurie și pasiune cu care s-a dezvoltat fenomenul teatral al trupelor de adolescenți. Probabil că în toamna asta vor fi alții. În mod sigur vor fi printre cei care vor intra în urmă, în urma examenului de admitere, vor fi cei care și-au descoperit aspirația pentru teatru jucând în trupele de teatru din licee. În același timp, vă aduc aminte și vouă că vă așteaptă și pe voi un examen pentru master al acum. Deci, premiul rectorului se acordă actriței Clara Popadilu. Profesoare Ludmila, la toată lumea, publicului și nu ne despărțim acum, nu? Nu? Mâine! Mulțumesc foarte mult! Domnul Marius Stan, pe care îl invităm în scenă, ar vrea să ofere câteva premii onorabilor absolvenții noștri. Felicitări tuturor pentru că ați ajuns aici. Nu știu cum să încep, sincer să vă spun.
Consiliul General al Primăriei Municipiului București și Primăria Municipiului București prin Centrul de Proiecte Educaționale Proedus oferă în această seară 11 tabere la mare, gratuite, în Costinești, la fel de gratuite. Este vorba despre cazare și masă. Dragii mei, lăsând un pic gluma la o parte, aș vrea încă o dată să vă felicit sincer, să vă urez mult succes pentru anii ce urmează și cât mai multe aplauze pe viitor. Mulțumesc și o să o rog pe colega voastră să mă ajute cu decernarea premiilor. Mulțumesc! Felicitări tuturor! Să-i dau domnului Gazar. Doamna profesoară, vă aduc aminte de studenții noștri. Da, da, catalog. Da, catalog, doamna. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.